Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit în Piața Victoriei, pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Invitatul acestei ediții este președintele Camerei Consultanților Fiscali, Dan Manolescu. Bun venit în Piața Victoriei. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Am discutat săptămâna trecută în mod special și chiar și ieri colegii mei la Piața Victoriei vorbeau despre măsuri de sprijin pentru populație, de la creșterea pensiilor, compensarea facturilor, compensarea prețului la benzină și așa mai departe. Cred că azi e momentul să ne uităm un pic la ce face statul și instituțiile, ce fac instituțiile statului pentru a-i sprijini pe antreprenori și pe companii, adică cei care produc acești bani, domnule Manulescu. Și aș începe de aici discuția noastră, de fapt. În momentul de față, de ce ar avea nevoie antreprenorii în mediul de business? În ce privință ar avea nevoie să fie sprijiniți? Cred că principalul sprijin vine din predictibilitate, dintr-o mai clară viziune asupra modului în care se întâmplă modificările dacă acestea sunt propuse. Am avut o încercare în acest sens în vara care tocmai s-a încheiat cu celebra ordonanță 16, care a adus o serie de modificări, marea majoritate dintre ele dorindu-se să intre în vigoare cu 1 ianuarie, tocmai pentru a asigura această predictibilitate. Au fost unele care au intrat în vigoare mai din scurt, la 1 august, și care au generat o serie întreagă de discuții, tocmai pentru că au presupus o serie de modificări substanțiale, mai ales acea măsură cu privire la taxarea muncii part-time, vă aduceți aminte toate discuțiile din cursul verii. Prin urmare, au fost anumite elemente care au destabilizat, să spunem, această dorință de credibilitate, oricât de mult s-a dorit ca aceasta să fie implementată în ideea de a avea, să spunem, jumătate de an de la momentul publicării până la 1 ianuarie. Deci nu toate măsurile care au fost propuse au avut un astfel de răgaz pentru a putea fi cunoscute și luate în calcul de antreprenori în momentul în care își fac bugetele și planurile de afaceri. Deci predictibilitatea ar fi factorul cheie. Exact, pentru că până la urmă e clar că trăim niște vremuri care sunt într-o continuă schimbare. E de înțeles că e nevoie de o ajustare de ambele părți, atât de partea guvernanților cât și de partea mediului de afaceri, și ca atare cred că trebuie cumva găsit această înțelegere și acest mix de măsuri care să poată fi acomodate de ambele părți. Pentru că altfel orice lucru care se întâmplă peste noapte destabilizează și mai mult o situație deja fragilă. Putem să vorbim de anumite înlesniri fiscale, suplimentare, având în vedere că toată lumea prognozează o criză în perioada următoare, sau mai bine mergem pe formula nu ne ajutați cu nimic ca să nu ne încurcați suplimentar, mai bine lăsați-ne așa cum suntem, ne ajutați? Da, este o abordare, pentru că venim totuși după o perioadă în care s-au tot dat facilități. Adică dacă ne uităm un pic la ce s-a întâmplat în ultimii 6-7 ani, începând de prin 2015, ne-am aflat pe un trend continuu de măsuri de scădere a fiscalității sub diverse forme și sub diverse modalități, de reducere a cotelor efective, de creșterea plafoanelor de micro-întreprindere. Dacă ne aducem aminte că am pornit în 2016 cu 100.000, eram înainte, 2015 la 65.000 plafonul de micro-întreprindere, s-a făcut 100.000 în 2016, s-a făcut 500.000 prin 2017, s-a făcut 1.000.000 în 2018 și tot așa. Acum deja avem o reîntoarcere către o tendință de scădere a plafoanelor cu propunerea de reducere la 500.000. Iarăși, la nivelul cotelor de TVA, ne aducem aminte că aveam o cotă standard de 24% în 2015, s-a redus începând cu iunie 2015 TVA-ul alimente la 9%, trebuia să se reducă la 19% cota standard din 2016, s-a mai amânat un an, s-a redus în 2017, s-au mai extins prin 2018-19 cotele reduse la diverse categorii, servicii de catering, restaurant și așa mai departe. Adică au fost o serie de modificări care în această perioadă au tot relaxat diverse zone. E clar că în contextul actual lucrurile probabil că trebuie reajustate și de aici aceste măsuri care în ultima vreme sunt de creștere oarecum sau de egalizare, să spunem, a unor tratamente. Dacă ne uităm un pic la discursul public, vedem că nu se vorbește de creștere, ci doar de o aducere în parametrii de egalitate în diverse categorii de taxe.
M-aș uita un pic la ce spuneați mai devreme, câteva dintre lucrurile menționate. Această supraimpozitare a contractelor part-time a dus din constatările dumneavoastră la proliferarea muncii la negru, pentru că noi am avut o constatare a Inspecției Muncii zilele trecute, care zicea că în septembrie a explodat numărul celor depistați că lucrează la negru și probabil că vorbim doar de o părticică din total. Și, pe de altă parte, ministrul finanțelor zice, nu e adevărat, de fapt, contractele part-time s-au transformat în contracte full-time de 8 ore. Ce vă spun constatările dumneavoastră? E clar că sunt un număr foarte mare de contracte care s-au transformat în contracte cu timp normal. Clar că și aceasta a fost o rezultantă a acestei măsuri. Dar la fel de adevărat este și ceea ce spune Inspecția Muncii și o constatam și cumva era un semnal de aramă pe care l-am tras dinainte de a fi adoptat această măsură, că va conduce și concret s-a văzut din raportările Inspecției Muncii că a condus la o creștere a muncii nedeclarate, pentru că e un fenomen firesc. Adică sunt o serie întreagă de categorii de locuri de muncă sau de domenii în care o taxare a muncii, care oricum e ridicată într-un mod mult mai amplu, conduce la o mutare, să spunem, în zona, în zona muncii la negru. Din datele pe care le avem, pare că sunt peste 60.000, cel puțin din ce statistici am văzut până în prezent, peste 60.000 de locuri de muncă care nu s-au transformat în contracte cu timp normal, ci care pare că au dispărut cu totul. Deci e de aștepta ca din această zonă de 60.000 sau poate peste, o mare parte din acele persoane să se fi regăsit în aceste categorii de persoane care au fost depistate. Acum, ministrul finanțelor Căciu face următoarea socoteală, ne-a zis-o public într-o conferință de presă, zice așa, citez, e posibil ca două, trei contracte part-time să fi fost transformate într-un contract full-time. Evident, dumneavoastră, pe scripte veți spune, au dispărut două sau trei contracte part-time, dar nu, e același om, aceeași persoană, dar în loc să fie pe trei contracte part-time, este pe un singur contract care are 8 ore. Poate fi, cum spune ministrul, adică câți dintre angajatori să fie oferit unui angajat un contract full-time ca acel angajat să renunțe la alte două colaborări, de exemplu? Cât de plauzibile e varianta? Cu siguranță sunt și cazuri de acest gen, adică sunt convins că există și astfel de situații. Din păcate, nu avem niște date concrete și aici, până la urmă, tot Inspecția Muncii și Ministerul de Finanțe au datele cele mai aproape de realitate, pentru că, încă o dată, discutăm de persoane care lucrau cu contracte de muncă identificate la nivel de CNP. Adică se poate face o statistică clară, o numărătoare, de fapt, nu doar o evaluare statistică, clară a numărului de persoane cu CNP unic care s-au transformat din trei contracte cu timp parțial într-un contract cu timp normal și așa mai departe. Deci datele acestea, poate în perioada imediat următoare le vom avea, pentru că ele sunt disponibile. E clar că în revisal avem datele, în declarația 112 știm la nivel de individ cu CNP exact ce tip de contract avea, adică sunt lucruri care pot fi evaluate și cred că o discuție cu datele în față la nivel de detaliu va lămuri toate aceste lucruri, pentru că nu putem să excludem niciuna din variante. E clar că sunt și persoane care au transformat contractele din timp parțial în contracte cu timp total, altele care aveau contracte mai multe și au rămas doar cu unul singur, altele care au rămas fără niciun contract. Deci, până la urmă, repet, sunt date care sunt disponibile și care, printr-o analiză mai detaliată, cred că poate să lămurească Ministerul Finanțelor și Inspecția Muncii, poate să lămurească această problemă fără echivoc. Bun, acum noi n-am avut în nota de fundamentare un impact bugetar al acestei suprataxări, adică câți bani în plus vor încasa și nici în cea de la prima rectificare de bugetară de anul ăsta, dar într-o opinie a Consiliului Fiscal se menționează 400 de milioane de lei fiind citat suma dată de Ministerul Finanțelor. Deci, practic, guvernul a decis că pot fi dați afară oameni din firme, adică își pot pierde contractele pentru o sumă atât de mică la buget, 400 de milioane de lei? Păi, după evaluările de care spuneați puțin mai devreme, intenția guvernului nu a fost de a-și pierde oamenii locul de muncă, ci de a îi
muta, să spunem, într-o zonă de contracte cu timp real, cum se presupune că era în realitate. Pentru că, Dar de au fapt, luat. presupunerea cumva către direcția asta se îndreaptă, cum că acele persoane lucrau în mod normal 8 ore, doar că erau pe hârtie remunerate pentru Bun. 2 ore, să spunem. Bun, bună observația, și aici ar trebui să întrebăm, putem să prezumăm că toată lumea e vinovată și toată lumea fură, pentru că noi știm cazuri și cred că se pot ușor verifica de persoane care realmente lucrau cu durată mică pe zi. Cazul celebrelor femei de serviciu, nu? Al femeilor de la curățenie. Cazul, nu știu, al unor studenți, să spunem, care își rotunjeau... Studenții au excepție, la studenți Au nu e o problemă, excepție. pentru că ele sunt, Bun. aceste categorii de persoane sunt în continuare expuse, dar cazul femeii de servicii, într-adevăr, e foarte bun, pentru că transformarea unui contract de 2 ore, 8 ore, la aceeași entitate, în Exact. cazul ăsta e un pic neverosimilă, pentru că, până la urmă, durata de efectuare a acelui serviciu de curățenie, să spunem, e de obicei înaintea începerii programului, chiar nevoie de 2 ore. Nu de La 8. unii se întâmplă la Da. finalul programului și așa mai departe, adică era un tip de servicii care avea un anumit specific, ori Bun, un angajator... nouă ni s-a replicat atunci, domne, nu stă economia în femeia de serviciu și poate că așa e, dar e doar un exemplu. Probabil că mai există o grămadă de alte activități pe care așa numiți colaboratori, să spunem, deci nu niște angajați cu contract permanent sau cu contract de 8 ore, le prestau pentru anumite companii de care este nevoie, la fel cum e nevoie și de doamnele de la curățenie, desigur. Deci aici se pune întrebarea, toată lumea fură, toată lumea de fapt masca în 2 ore. Ce interes ar fi avut și angajatul să stea cu 2 ore contract parțial dacă el de fapt lucra 8? Exact. Tocmai ca să evităm toate aceste discuții și dezbateri nesfârșite, cred că o analiză concretă a datelor, pentru că, repet, sunt la nivel de CNP, ne poate pune cumva situația într-o lumină mult mai clară pentru a înțelege exact dacă măsura e bună sau proastă. Adică nu trebuie să ne ferim până la urmă dacă n-am reușit să avem o analiză ex ante sau o măsurătoare a acestei propuneri de măsuri care a mai existat odată. Adică o analiză a ceea ce s-a întâmplat acum 2 ani nu știu să existe. Deși, repet, am avut-o cam 2 ani de zile măsura aceasta, 2018-19, da, cam 2 ani. Nu știm ulterior să se fi făcut o analiză după abrogare. Acum, la reintroducere, iarăși nu știm să fi fost o analiză detaliată, măcar a măsurii anterioare, ca să vedem cam cum ne așteptăm să funcționeze, că e fix aceeași măsură, nu e nimic diferit. Adică exact acest tip de reglementare l-am mai avut o dată. Dacă nu l-am făcut atunci, hai măcar să-l facem acum, să tragem o concluzie bazată pe date concrete, dacă e o măsură bună sau nu. Și dacă e bună, să o menținem și e de aplaudat. Dacă e rea, să vedem dacă putem să corectăm ceva la ea sau dacă e de corectat să fie abrogată cu totul. Și această repetiție merită discutată, pentru că guvernul, cum ați spus, a mai introdus în 2018 această suprataxare part-time, iar Parlamentul a abrogat-o după ce a văzut efectele. Guvernul a revenit anul ăsta, din nou prin ordonanță de urgență, și atunci stau și mă întreb ce se poate face ca o lege să nu fie mereu schimbată în funcție de majoritatea parlamentară sau de culoarea guvernului din acel moment. Adică noi știm că Parlamentul revizuiește aceste ordonanțe de urgență sau le aprobă în forma în care au fost stabilite, dar dacă Parlamentul odată a stabilit că nu e ok, tu vii din nou și zici, am pârghia ordonanței de urgență, mai fac o dată, mai fac încă o dată, fac de câte ori vreau și Parlamentul e chemat pe urmă să repare sau să valideze această decizie. Cred că discutăm în primul rând de niște reguli care țin de constituționalitate și de ordinea puterilor în stat și cred că, deși toată lumea înțelege nevoia de bani, cred că înainte de nevoia de bani trebuie să stea nevoia de principii și de reguli. Pentru că în această situație avem un exemplu în care pare că de fapt guvernul decide peste Parlament. Adică am avut o decizie a guvernului într-un sens, care în baza prevederilor constituționale de a putea reglementa prin ordonanță de urgență a luat o măsură, a venit Parlamentul ulterior și a corectat acea măsură abrogând-o, iar ulterior guvernul vine și face fix același lucru, deși Parlamentul spusese că ceea ce a făcut inițial nu e bine. Prin urmare, dintr-o anumită perspectivă a ordinii constituționale legate de ierarhia puterilor în stat, pare că avem o inversare cumva statutului guvernului și a Parlamentului, în sensul că, de fapt, Parlamentul rămâne doar o anexă care să vină să... corecteze anumite lucruri și atunci când le corectează să nu fie ținut cont de să nu fie băgat în seamă de către guvern, că până la urmă degeaba abrogă Parlamentul dacă guvernul vine ulterior și face fix același lucru. Și poate Bun. Aici e nevoie de o decizie a Curții Constituționale ca să stabilească în mod clar
cum funcționează aceste limite și aceste principii. Pentru că Adică de altfel, câte ori poți să faci de chestia câte ori asta poți să totuși? faci și să-ți abroge Parlamentul o reglementare? Că am văzut același lucru întâmplat în pandemie cu fel de fel de măsuri. Adică nu e primul caz. Sunt mai multe situații în care s-a întâmplat o astfel de... Lăsăm la o parte că tu iei banii între timp, nu? Și te întrebi ce faci, îi dai înapoi odată ce ordonanța își încetează efectele? Presupun, nu. Adică... Deciziile de neconstituționalitate se aplică doar pentru viitor, câtă vreme legea a Iată. fost în vigoare, constituțională, neconstituțională și a produs efecte. Da, tocmai. Domnule Manolescu, vorbeați și de micro-întreprinderi ceva mai devreme. Această ordonanță a creșterilor de taxe are modificări și în zona asta. Practic se schimbă în linii mari filozofia de micro-întreprindere. De la 1 ianuarie se prevede limitarea plafonului cifrei de afaceri la 500.000 de euro de la 1 milion cât era înainte. Se menține cota de impunere de 1%, dar e nevoie să ai cel puțin un angajat. S-a instituit și o condiție de deținere de titluri de participare de către același acționar la cel mult 3 micro-întreprinderi, dacă el e acționar cu peste 25%. Ce prefigurați? Ce se va întâmpla? Cum se va schimba activitatea micro-întreprinderilor, știind că foarte multă lume în antreprenoriatul de început, să spunem așa, lucrează în formatul ăsta? Trebuie să spunem de la bun început că acest plafon de 1 milion era de natură să creeze anumite probleme la nivel de a justifica o astfel de măsură și discuții cu privire la acest subiect au tot existat. Dacă ne aducem aminte și la elaborarea bugetului de anul trecut a fost o discuție de a reduce plafonul pentru că la această limită de 1 milion aveam probabil cam 90% din societățile din România înscrise în categoria micro-întreprinderilor, ceea ce din punct de vedere al raționamentului unui astfel de mecanism de simplificare și de a acorda, să spunem, o anumită relaxare companiilor mici nu își găsea justificarea. Adică în momentul în care marea majoritate a companiilor sunt în acest sistem, e clar că sistemul nu mai e unul nișat care să acopere niște nevoi legate de simplificare sau de a crea un anumit regim particular bazat nu pe o facilitate în sensul de a plăti mai puțin, ci pe rațiuni strict administrative de a avea un sistem de evidență mai ușor. Deci era de aștepta ca acest lucru se întâmple. Sincer, mă aștept ca în viitor acest plafon să fie redus în continuare. Așa cum vă amintiți, anul trecut se discuta deja de o etapizare în sensul reducerii plafonului către 300.000, ulterior 100.000, deci s-ar putea la un moment dat acest plafon să se reducă către aceste noi limite. Ar fi de preferat ca lucrurile să fie spuse din cât mai devreme, adică dacă astfel de intenție există, cred că ar fi util să fie comunicată ca oamenii să știe un pic cam la ce se aștepte, adică avem deja o limită cu 3 societăți per acționar care să aibă statut de micro-întreprinderi, ceea ce iarăși un lucru nou. Nu aveam o astfel de regulă înainte. Puteau exista oricâte multe micro-întreprinderi în proprietatea unei persoane fizice. Avem această limită de 3. Deci e clar că se îngustează cumva și dorința este de a ajunge cu regulile, să spunem, într-o zonă de similitudine, adică până la urmă regimurile speciale să fie cât mai puține și cât mai nișate, astfel încât să nu creeze distorsiuni, pentru că e clar că un astfel de mecanism a creat probleme. A creat probleme în sensul, nu știu, colectării în sau al neregulilor mutării, sau... În sensul mutării unor sume din zona salariilor în zona micro... distorsiuni în sensul în care există jucători care folosesc astfel de regimuri de micro-întreprindere pentru a desfășura afaceri care sunt taxate mai puțin și atunci își creează un avantaj competitiv în piață. E clar că sunt. N-aș generaliza, n-aș spune că toți cei care au micro-întreprinderi fac asta, însă e clar că au fost și astfel de situații. Abordarea, iarăși, cum că toți cei care folosesc micro sunt hoți sau toți cei care fac management și consultanță sunt hoți, că de fapt asta s-a înțeles cumva din această excludere a domeniilor de activitate de management și consultanță din categoria micro pe ideea că de fapt au marje mari de profit și atunci le folosesc strict din avantaje fiscale. Iarăși nu mi se pare o abordare corectă și să sperăm că vor mai exista corecții în această direcție apropo de domeniile pentru care se aplică. Nu e esența muncii de consultant de fapt să n-ai cine știe ce echipă numeroasă, ci să te vinzi pe tine și experiența ta, că de fapt despre asta vorbim. Exact. Pare chiar cel mai logic să lucrezi în consultanță în regim de micro-întreprindere, că ești tu poate cu 1, 2, 3 colaboratori, nu
cine știe ce instituție, că atunci ești altceva. Nu? Absolut. Iar categoria management și consultanță e una extrem de largă și greu de definit. Adică deja toată lumea își pune probleme acum să înțeleagă de fapt cine nu va mai fi micro de la anul, pentru că și consultația medicală se cheamă consultație, nu se cheamă consultanță, dar e o opinie profesională a unui profesionist despre un anumit subiect, la fel ca oricare al profesionist dintr-un alt domeniu. Adică deja sunt niște lucruri care trebuie cumva clarificate și înțelegem că Ministerul de Finanțe are în intenție să clarifice aceste lucruri, stabilind eventual o listă de coduri CAEN sau o listă de activități care să fie clar incluse sau excluse din această categorie, ca să știe toată lumea cam cum aplică de la 1 ianuarie aceste noi reguli. Vă reamintesc, invitatul nostru în Piața Victoriei este Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali. Am început discuția de la ce ar putea să facă statul ca să-i sprijine pe antreprenori și pe contribuabili, nu doar persoane juridice, ci și persoane fizice, și mă duc cu ocazia asta la ANAF, la fisc. Cât de transparent și de performant este în momentul ăsta ANAF, instituția cheie în colectarea taxelor, dar și în ghidarea, să spunem așa, contribuabilului să facă ce trebuie? În ultima vreme vedem că ANAF trece printr-un proces amplu de transformare. În PNRR există o componentă extrem de serioasă de reformă în zona ANAF, cu o parte foarte consistentă de bani în zona de hard și de soft, adică parte de digitalizare și tehnologizare, dar și aspecte care țin de resurse umane, pregătire și așa mai departe. Sunt o serie de lucruri care deja s-au întâmplat. A fost o discuție întreagă în ultima perioadă de SAFTE, de acel dosar, de acel tip de raportare care transparentizează foarte mult relația între contribuabil și ANAF. Practic, toate datele contribuabilului sunt încărcate în mod automat în serverele ANAF și ANAF are o vizibilitate totală asupra ceea ce se întâmplă într-o societate. E un proces care se va extinde și către alte categorii de contribuabili. A început contribuabilii mari, dar probabil că în anii următori se va extinde și către contribuabilii mijlocii. La fel, partea de conectarea caselor de marcat e un proces care s-a încheiat și din care așteptăm să vedem rezultate mult mai clare apropo de efectele produse de această conectare, adică de modul de folosire a datelor deja colectate. Se discută deja în ultimele luni de e-factură și e-transport, acele sisteme de urmărire a facturilor și a transporturilor de mărfuri. E clar că se întâmplă foarte multe lucruri, s-au întâmplat însă în paralel și din păcate au creat o serie întreagă de sincope atât la nivelul mediului de afaceri, pentru că au fost multe lucruri care aveau o componentă serioasă de IT, dar și la nivelul administrațiilor fiscale, pentru că și ei trebuiau să se adapteze. Să sperăm că toate aceste lucruri se așează și în câțiva ani vom vedea un ANAF cu totul transformat. E clar că procesul a început, din cum arată direcția este bună, să-l vedem finalizat și să vedem că într-adevăr produce efectele scontate, pentru că toată lumea de fapt își dorește o colectare mai bună. Toți plătitorii onești își doresc de fapt să fie un meci cu reguli legale pentru toți. Adică dacă plătesc doar unii, e clar că la un moment dat cine plătește nu poate să o ducă la nesfârșit dacă cineva lângă el vinde fără să plătească taxele. Se întâmplă adesea ca prevederile fiscale să fie ambigue, așa că atunci când contribuabilii fac o solicitare la ANAF să li se clarifice anumite lucruri, răspunsul este exact o trimitere spre legea pe care contribuabilul a vrut să i-o explici. Adică, de fapt, în loc să primești niște clarificări, ANAF spune, pentru că așa prevede legea cu tare, du-te și citește-o. Deci nu te lămurește niciun fel. Te trimite, pare un fel de cerc vicios cumva, sau un fel de ping-pong cu un perete de beton. Da, se poate face. Ceva ce clar trebuie îmbunătățit, în sensul că serviciul de asistență contribuabilă ar trebui să fie clar îmbunătățit, însă mai e un aspect. Pentru o rețetă medicală sau pentru o consultație medicală, un pacient nu scrie la Ministerul Sănătății. Sunt alte meserii sau sunt alte profesii în piață care ar trebui să asigure și care ar putea fi folosite pentru a lămuri aspecte uzuale, să spunem. Există profesia de consultant fiscal, există profesia de contabil, există profesia de avocat. Sunt zone profesionale
Așa cum în zona medicală, pe care am dat-o exemplu mai devreme, avem medicii care sunt cei care furnizează serviciul și Ministerul Sănătății care dă rețete pentru medicamente. La fel și în această zonă a serviciilor în zona financiar-fiscală sunt profesii care ar trebui folosite și de la care contribuabilii ar trebui să-și obțină, să spunem, rețetele pentru a funcționa și pentru a obține un tratament, să spunem, corespunzător situații în care se află. Asta nu înseamnă că la nivelul autorității lucrurile nu trebuie îmbunătățite. Așa cum spuneam, e clar loc de mai bine și să sperăm că în acest proces de care vorbeam de reașezare al ANAF se va întâmpla și o... Bun. Acum știți că apare și chestia asta. Sigur, eu ca firmă sau ca persoană fizică pot să mă adresez unui avocat sau unui consultant fiscal. Întrebarea este dacă instituția care trebuie să mă controleze și să mă ghideze nu știe ce să-mi spună, refuză să-mi spună ceva, ce încredere pot să am că chiar dacă mă duc cu un sfat de la un expert, instituția îl va înțelege și îl va procesa ca atare. Din primul moment în care ea nu e în stare să-mi răspundă ceva și mă trimite la lege, mie mi-e destul de clar că ea nu înțelege. Da, și aici iarăși ține de procesele interne de a identifica toate aceste zone care ridică probleme și de a veni în întâmpinarea acestor probleme prin emiterea de soluții sau de interpretări. Adică, ca regulă de funcționare, există la nivelul Ministerului de Finanțe o comisie centrală fiscală care are drept obiectiv tocmai uniformizarea aplicării legislației. Deci instrumente legale sunt. Toate aceste lucruri însă ar trebui utilizate. În momentul în care se constată că sunt foarte multe întrebări pe o anumită zonă, ar trebui autoritatea legislativă, în cazul ăsta vorbind de Ministerul de Finanțe, să vină cu o propunere de soluție, să spună ok, ori modificăm legea că pare că nu e suficient de clară, sau în norme venim cu o serie de clarificări, sau venim cu o decizie a Comisiei Centrale Fiscale. Sau venim cu o circulară care să fie comunicată la nivel de teritoriu și toată lumea să știe cum să facă. Adică astfel de mecanisme există, însă ele trebuie utilizate într-un mod mult mai concret. Am văzut că șeful ANAF a pornit ofensiva împotriva influencerilor de pe TikTok, a maneliștilor. E abordarea potrivită în a stimula, știu eu, declararea veniturilor sau e doar de imagine după dumneavoastră? S-ar putea să fie strict o chestiune care, datorită expunerii unui astfel de subiect în media, să creeze de fapt efectul scontat pentru a conștientiza cât mai multă lume că trebuie să-și declare veniturile, să-și plătească taxele. Adică un astfel de subiect, dovadă că îl discutăm și noi acum, e clar că a atins, cred eu, obiectivul acela de a rămâne în atenția mass media și de a ajunge la publicul larg pentru a înțelege toată lumea că, indiferent de ce tip de activitate faci sau ce poziție socială ai sau ce natură de venituri obții, până la urmă regulile fiscale se aplică în mod similar pentru toată lumea. Încă o chestiune reclamată de foarte multă lume, care obține venituri din mai multe surse. Care e logica existenței unor contribuții de sănătate pentru chirii sau dividende, de exemplu? Adică e firesc ca cineva care le plătește ca angajat să le mai plătească încă o dată la declarația de venit global pentru că obține venituri din alte surse, peste un anumit nivel? E ca și cum te-ai duce cu firma la doctor sau cu apartamentul la doctor, nu exagerând un pic, dar de fapt plătești de două ori contribuții, tu te duci o singură dată la doctor. Problema aici ține nu de natura venitului, ci de nivelul venitului și anume de lipsa unei plafonări în zona contribuțiilor sociale. Am avut la un moment dat plafonare la contribuția pentru pensie, în ce mă aminte că exista un plafon de 5 salarii. A fost introdus la un moment dat în 2017 un plafon și la contribuția pentru sănătate. Din păcate, legislația s-a modificat și plafonarea n-a funcționat decât o lună sau două, în ianuarie și februarie 2017. Principial însă, ideea de a plăti contribuții de sănătate la venituri inactive, chirii, dobânzi, așa cum spuneam puțin mai devreme, are sens, pentru că în zona contribuției de sănătate, calitatea de asigurat care permite accesul în sistemul de sănătate publică presupune plata unei contribuții. Plata contribuției n-ar trebui să țină cont sau modalitatea de calcul n-ar trebui să țină cont de natura veniturilor, pentru că la fel ar trebui să plătească, să spunem, și o persoană care e salariat și o persoană care trăiește doar din chirii, ca să aibă calitatea de asigurat. De acord, dar dacă întrunește ambele condiții... Ceea ce vedem însă că e o problemă este că la veniturile
pasive sunt aplicabile acele plafoane de 12 sau 24 de salarii de la anul, la veniturile din salarii nu sunt. Deci avem, de fapt, o problemă de discriminare între diverse categorii de venituri și în o natură de principiu de ce ar trebui plătiți sau nu. Pentru că, repet, principial, e ok să plătim. Problema De e că acord. nu avem plafon similar în ambele situații. Aici e Problema problema. E și asta, dar problema e și că unii întrunesc ambele condiții. Sunt și angajați și plătesc aceste contribuții odată, după care le mai plătesc odată pentru că mai obțin niște venituri din chirii sau dintr-o altă activitate. Tocmai, de acord, dar iarăși, ține de plafonare, ține de modalitatea în care sistemul funcționează și neavând un plafon unitar, apar astfel de situații care clar nu sunt în regulă și creează distorsiuni și până la urmă avem numai destul de persoane care plătesc mai mult sau mai puțin, că ajungem și în zona persoanelor care nu plătesc deloc, adică avem categorii de persoane din zona serviciilor, din zona construcțiilor sau zona agriculturii și alimentației publice recent introduse în acele facilități, care au calitatea de asigurat și nu plătesc deloc contribuție de sănătate. Adică tot mecanismul și tot sistemul e unul fundamental Da, distorsionat. Are sens în condițiile astea, iertați-mi ironia, ca unii să plătească de două ori, să zicem, pentru că unii Corect. nu plătesc. Și atunci cineva pe banii ăia... Cineva trebuie să plătească și pentru cei care nu plătesc. Cineva trebuie să plătească și pentru ei. Vorbeați mai devreme de niște condiții asumate prin PNRR. Capitol foarte delicat, acesta al pensiilor și în special al reformei pensiilor speciale. De ce nu reușim să ajungem la o concluzie pe subiectul ăsta, privind pensiile speciale, după dumneavoastră? Pentru că aproape că suntem în pericol să pierdem bani. Adică mi-e destul de clar din declarațiile ministrului proiectelor europene că se dorește această renegociere, sub diverse pretexte, că e criză, că în România subiectul e foarte delicat, că nu poți până la sfârșitul acestui an, când ai termen, să rezolvi această problemă. Hai să punem punctul pe i. Păi, până la urmă, ține clar de o dorință politică de a rezolva problema și de a găsi o variantă care, într-adevăr, să funcționeze. Însă, cum știm cu toții, un lucru deja, un drept deja acordat sau o sumă deja dată pare cuvenită și e greu să se mai modifice sau să fie eliminată. Pentru că toată lumea consideră că acei bani sunt ai lor. Adică e greu și probabil implică costuri politice mari pentru a lua o astfel de decizie care într-adevăr ar afecta veniturile acelor persoane care s-au obișnuit, să spunem, deja cu un anumit statut sau un anumit standard de viață. Pentru că lucrurile, clar că dacă au funcționat așa ani de zile, de mâine, dacă nu se mai aplică, acele persoane au de suferit. Și atunci... Politic, probabil că nu s-a ajuns încă la un consens în care să se stabilească, ne asumăm acest lucru, că știm că îl facem corect, că așa trebuie. Pentru că, până la urmă, e clar că ceea ce avem acum nu e regulă. Adică, și nu vorbim doar de diferențe mici, adică sumele sunt de ordinul zecilor de ori, ca ordin de mărime. Adică diferența între o pensie contributivă și o pensie specială nu e de la 1 la 1,5 sau la 1 la 2. Exact. Unde, să zicem că poate ar fi de înțeles. Dar sunt situații în care e de la 1 la 10, la 1 la 20. Adică e clar că acolo lucrurile sunt denaturate. Dar, repet, ține de voință politică. E o discuție în momentul ăsta și despre creșterea pensiilor normale de la 1 ianuarie. Se vorbește de cel puțin 10%. Alții spun nu, ar trebui să le creștem cu mai mult. Ce creștere anticipați? Adică în funcție de ce anume ar trebui românii să-și calibreze așteptările privind o eventuală majorare de pensii? Părerea mea e că depinde foarte mult de calculele bugetare care vor fi făcute în această perioadă odată cu elaborarea bugetului pentru 2023. E clar că sunt niște situații extrem de delicate la nivel economic european, mondial, iar predictibilitatea e una extrem de redusă în ceea ce privește viitorul apropiat și îndepărtat. Dar probabil că doar punând sumele pe hârtie și văzând exact care este disponibilitatea de bani, pentru că nu suntem în situația în care avea excedent. Bugetul României tot pe deficit se va construi. Rămâne de văzut cât de mare e acest deficit și cât de mult ne asumăm să-l menținem atât de mare în condițiile existente de creșterea costurilor de finanțare, pentru că orice creștere de deficit sau orice menținere a unui deficit la un nivel ridicat creează o proiecție în piață și creează, să spunem, o serie întreagă de
probleme de finanțare, nu doar a deficitului curent, dar și a soldului existent, adică costurile de finanțare și serviciul datoriei pentru datoria deja acumulată poate să crească foarte tare, mai ales într-un context în care vedem că dobânzile cresc. Inflația crește, e normal ca dobânzile să crească și ele, prin urmare, costurile de finanțare vor crește oricum. Un semnal dat în piață că România își asumă în continuare deficit foarte mare doar pentru a plăti salarii și pensii, transmite finanțatorilor un mesaj de prudență sau de creșterea costurilor de finanțare. Pentru că dacă mă duc la bancă să spun că îmi iau credit ca să cheltui banii pe orice, dar nu pe o investiție, care este abordarea băncii? Fie nu îmi dă credit, fie îmi dă cu dobândă foarte mare pentru că prezint un risc foarte mare. Nu? Deci lucrurile cumva sunt similare și în această situație. Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, azi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.